Reprezentanții Asociației 1 iunie 2001 și cei ai Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive au făcut astăzi primele înscrieri în cadrul Serviciului de Urgență 113 cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Practic, solicitanții vor apela ca și până acum numărul 112 și vor fi identificați automat de sistem. Vor primi imediat un SMS în care vor fi rugați să trimită un mesaj la 113 în care să precizeze ce s-a întâmplat și la ce adresă să solicită echipajul, fie el de poliție, pompieri sau ambulanță. Înainte de toate, persoanele cu probleme de vorbire sau de auz trebuie să se înregistreze în baza de date a serviciului 112. 112. Aștept. Închis. După SMS 113. Hai să vedem acolo. Hai. E un formular. Dumneavoastră este pe formular acum, nu? Da, da, da. Așa, gata. Cu buletinul lui în mână. Că merge repede, vreau să mă uit și la ceas când facem. Îmi spuneți când ați pornit, da? Acum. Acum. Proiectul a fost demarat cu succes, iar beneficiarii serviciului s-au arătat încântați. Asta înseamnă să facem o foarte bună diseminare acestor informații. Noi, ca școală, o să ne ocupăm de acest lucru și o să informăm copiii și, în primul rând, părinții. Copiii să știe să folosească acest număr de urgență și, bineînțeles, și părinții. Foarte important este pentru copiii care provin din familii de neauzitori, acolo unde toți sunt surzi și este foarte dificil pentru ei, într-o situație limită, să acționeze. Până ajung la altcineva să ceară ajutor, este foarte greu. Și atunci noi o să ne străduim și o să facem chiar un program de diseminare a acestui proiect și sperăm să ajungem acolo unde trebuie. Proiectul 112 destinat persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire a fost demarat cu 5 ani în urmă la Buzău, la inițiativa Asociației 1 iunie 2001. Pentru ca succesul să fie deplin, mai rămân de pus la punct câteva detalii, cum ar fi lipsa personalului de intervenție care să cunoască limbajul mimico-gestual. Persoanele cu dizabilități au nevoie de comunicare. Și dau un exemplu, m-ați întrebat de ambulanță. Dacă ajunge ambulanța la o familie unde persoana surdă, fără comunicare verbală, sună pentru a salva mama sau tatăl sau bunica care este în casă și are o problemă de sănătate. S-a întâmplat un accident vascular, s-a întâmplat ceva și ajunge medicul de pe ambulanță sau asistenta de pe ambulanță, cum comunică cu persoana surdă să întrebe ce simptome a avut pacientul? Sau într-o familie unde toate persoanele cu dizabilități sunt fără auz și fără comunicare verbală. La Râmnicu Sărat, în Buzău, 4 persoane care au această deficiență. Deci probleme sunt, le-am identificat, le vom prezenta Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății. Credem că partenerii noștri din plan local ne vor susține. Persoanele care apelează nejustificat sau abuziv numărul de urgență destinat persoanelor cu deficiențe de auz riscă o amendă de până la 1000 de lei.